Ți-ai dori o educație în care Biblia să fie la baza tuturor activităților? Ce zice de o școală care împletește cunoștințele academice cu abilitățile practice și misiunea? Apreciez o educație care pune accent pe dezvoltarea caracterului? O educație în care profesorul îți este și prieten. Ți-ar plăcea o școală situată în mijlocul naturii? Proiectul educațional Integritas, asemenea unei semințe plantate într-un pământ prielnic, a luat naștere prin citirea cărții Madison, Școala lui Dumnezeu. Dorim să oferim elevilor o educație bazată pe un curriculum creștin, în care principiile divine stau la temelia întregului sistem. Obiectivele noastre sunt dezvoltarea echilibrată, pregătirea pentru viață, cultivarea relației cu Dumnezeu și a iubirii față de semeni. Gândit pe principiul auto-întreținerii, cele 20 de hectare ale campusului sunt amenajate, astfel încât culturile de exterior și cele de interior să fie valorificate prin muncă perseverentă și binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin intermediul unor cluburi practice, elevii vor învăța știința cultivării pământului, arta apiculturii, clase de gătit sănătos, remedii naturale și diverse alte abilități. Prin implicarea personalului și a elevilor în aceste activități, taxele de școlarizare vor fi minime. Pentru a reproduce cât mai mult atmosfera de familie, cel mai bun mediu de educație, liceul va beneficia de internate integrate. Aceasta înseamnă că un număr mic de băieți sau de fete vor fi în grija a câte două familii de profesori pedagogi, care vor avea apartamentele atașate casei internat. Liceul Adventist Integritas își va deschide porțile pentru acei elevi și părinți care își doresc o educație diferită. Una care să formeze oameni altruiști, nobili și integri. Oameni care să fie dornici și apți pentru a împlini planul divin cu viața lor și care, într-o zi, să-și poată continua cursurile în împărăția lui Dumnezeu. Succesul în educație depinde de fidelitatea cu care respectăm planul Creatorului.